Marin Preda spunea că o furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc, încet, bucățică cu bucățică. O furnică este simbolul universal al hârniciei și al determinării, iar exemplul ei arată faptul că orice imposibil poate deveni posibil cu ajutorul perseverenței. Mă simt onorată să mă aflu pentru prima oară pe scena TEDx și sper să vă inspir cu povestea mea. Când eram mică, mă întrebau ai mei ce voiam să mă fac când o să fiu mare. Iar eu le răspundeam, fără nicio ezitare, vânzătoare. Spre disperarea tatălui meu, care preot fiind, m-ar fi vrut și el medic, polițist sau avocat. Și încercam să-i conving pe ei mei să deschidem un magazin mixt în curtea noastră, că locuiam la sat. Pentru că visam să fiu în spatele casei de marcat și aveam senzația că acolo se fac banii. La vârsta de 8 ani, am început în notul de performanță, un sport frumos, dificil în același timp. Am învățat foarte multe datorită acestui sport. Antrenamentele erau dese, număr de 7 și, da, duminica era o zi liberă, astfel încât sâmbătă aveam 2 antrenamente, unul dimineață și unul după amiază. De luni până vineri, mă trezeam la ora 5, la 6:20 începea antrenamentul, notam cam 2 ore, în jur de 10 km, apoi mă pregăteam și mergeam la școală direct. Am învățat ceva foarte important, importanța consecvenței. Dacă aveam o perioadă de 2-3 zile, din diverse motive nu reușeam să ajung la antrenament, simțeam deja cum nu mai reușeam să scot aceiași timp. Și mai adăugam câte o secundă, două, la fiecare probă. Toată disciplina, munca pas cu pas și perseverența practicate, învățate prin practicarea notului, aveau să mă ajute foarte mult în afacerea pe care o conduc astăzi. La 16 ani am început să lucrez la un restaurant în Suceava și, pentru că nu prea știam cu ce se mănâncă ospătăria, i-am rugat pe patroni să mă lase să învăț și eu să vin să muncesc pe gratis câteva luni. Mergeam așa săptămânal când ieșeam de la școală, ca să învăț și eu să servesc. Primii bani, nu pot să uit, i-am câștigat după un eveniment la care am muncit cam 20 de ore, 150 de roni erau, și eram atât de entuziasmată, încă mi-amintesc acum sentimentul, am fugit la mall, am luat mamei un cadou și am vrut să-i fac o surpriză. Iar bucuria cea mai mare era faptul că nu mai depindeam de banii mamei și că nu mai trebuia să-i cerei bani de buzunar. În același timp aveam o super senzație, dădea o super senzație de libertate și, deși banii erau puțini, începeam să apreciez munca și îmi creștea în același timp și stima de sine. La 17 ani lucram la o inaugurare de sală de evenimente din Suceava, iar atunci l-am cunoscut pe cel care avea să-mi devină călăuză pe drumul meu inițiatic. Și acesta îmi pune aceeași întrebare. Ce vreau să fac în viitor? Iar eu îi spun planul meu de atunci. Urma să dau la admitere la Academia de Poliție și am zis că vreau să stau cam 10 ani în sistem, strâng niște bani și apoi mă gândesc să fac o afacere, că mă pasionează tare mult domeniul ăsta. Și el se uită așa la mine cu ochii mari și îmi zice, mă, trezește-te, trebuie să faci acum ceea ce simți. Atunci m-am gândit mai bine, a fost așa o perioadă cam de un an jumătate de căutări interioare, încercam să aflu care sunt pasiunile mele, să mă descoper, să-mi aflu vocația, deși sună așa clișei cumva, și știu că ăsta e și cel mai dificil lucru, dar cel mai important. Ca să mă automotivez și să mă pun la treabă, am semnat așa ca o înțelegere cu mentorul meu, conform căreia trebuia să fac un profit de 600 de euro dintr-un business până la Crăciun. Și asta era cam în septembrie, deci aveam cam 3 luni. Pentru un om de afaceri, 600 de euro nu e chiar mare lucru, dar pentru mine mi se părea ceva imposibil. Așa că m-am dus acasă, mi-am deschis caietul meu și am început să-mi scriu niște idei, că am zis că na, trebuie să respect înțelegerea. Și atunci mi-am amintit, mama făcea un cremșnit foarte bun când eram eu mică. Așa de bun era încât mă certam cu sora mea pentru el și dacă sunt în sală persoane care au frați, surori, cred că știți despre ce vorbesc. Îi spuneam, înainte să merg la școală, uite, Ioana, vezi că mai am o felie de cremșnit în frigider, când mă întorc la școală vreau să o mănânc. Și eram la ore și mă gândeam numai la felia aia de cremșnit, cum vreau să o savurez când ajung de la școală. Și ce să vezi, ajungea ea înaintea mea și mânca ultima felie de cremșnit și aveam motiv să ne certăm.
În același timp, mentorul meu îmi spune că, mamă, că atât de bun e cremșnitul ăla, că ai putea să faci milioane din el. Și eu mă uit la el și zic, dar cum aș putea să vând cremșnitul ăsta, să vând la tavă, cum să-l vând? Mama îl făcea așa într-o tavă de inox, cam 20 de porții ieșea de acolo. Și am stat și m-am gândit mai bine, am zis, mă, eu iubesc tare mult cremșnitul ăsta, așa că asta o să fac ca să-mi respect înțelegerea, cremșnit. Am început să fac niște poze, le-am postat pe o rețea de socializare și am zis că să vedem dacă vin ceva comenzi. Nu eram pregătită cu nimic, cumva credeam că nici nu o să vină vreo comandă. La prima comandă am plâns de bucurie, îmi amintesc și acum. M-am dus la mama și i-am zis, uite, mama, avem o comandă, trebuie să luăm niște tăvi de aluminiu, să facem cremșnit și să-l facem și să mă duc să-l livrez. Banii de pe prima comandă i-am înrămat și noroc că mai rămas și alte comenzi și că n-a rămas cu talentul meu în ramă, ci l-am multiplicat. Iar în acel moment mi-am luat ceaunul de tuci în brațe, câteva haine și visul meu începea să prindă contur. M-am mutat în chirie și am zis că, uite, de acum nu o să mă mai întorc acasă și că o să reușesc să mă întrețin singură. Mi-a luat cam un an să învăț cum se face acel cremșnit. Nu știam ce fel de unt trebuie să folosești, cât trebuie să bați bezeaua, la ce temperatură trebuie să fierb cremșnitul și am avut diverse probleme. Nu aveam nici experiență în bucătărie, nici în business, atunci aveam 18 ani. Și aveam diverse probleme că nu ieșea cremșnitul cum trebuia. Aveam feedback-uri pozitive care mă încărcau super mult și simțeam că o să răstorn munții și că o să fac un business extraordinar. Și veneau feedback-urile alea negative, primeam câte o poză, vezi că nu-i bun cremșnitul, că uite că-i moale și simțeam așa o deznădejde cumplită. Și cu toate astea, cremșnitul ba ieșea, ba nu ieșea și nu știam exact pe ce drum să o iau. Însă mi-am adus aminte atunci și știam că secretul succesului stă în consecvență. Așa că am zis că dacă m-am apucat de cremșnit, o să merg pe drumul ăsta, pentru că știam cât de mult îmi doresc să fac afaceri. Atunci am început să caut un spațiu de închiriat, am găsit o căsuță mică, iar în decembrie 2020 am inaugurat primul laborator de cofetărie Laptera. Și timp de 3 săptămâni eram eu cu mama în producție. Dormeam câte 2 ore pe noapte, pentru că businessul era la început, nu era nicio certitudine pe atunci că o să meargă. Eu făcusem leasing pe aparate, mama era împrumutată peste tot, credite, adică nu mai aveam niciun ban deja și voiam să muncim noi două, să facem treabă și să începem să ne plătim datoriile. Angajasem un șofer, am zis măcar un șofer care să ne livreze comenzile. Pe atunci aveam 3 sortimente de prăjituri, aveam cremșnit, tiramisu și biscuiți pufoși. Dar ce să vezi, eu credeam că am învățat să fac cremșnit și de fapt una era să-l faci câte 3 kg în ceaun de tuci și alta era să-l faci într-un aparat automat câte 15 kg. Și din nou probleme. La o lună jumătate, îmi amintesc, după o noapte grea de producție pe la ora 12, făceam o baie în cadă și citeam și eu review-urile de pe Facebook să văd dacă mai primi niște comenzi și primesc un mesaj de la o doamnă. Spunea cam așa, bună, nu am reușit să porționez cremșnitul. L-am luat cu lingurița după o noapte la frigider. Eu eram terminat, oricum ruptă de oboseală și cel mai greu este când după ce că depui super multă muncă, nici nu ți iese treaba. Super supărată eram, am încercat să fac rost de numărul ei și o sun. Doamna cu intenții foarte bune a văzut că eu voiam să fac calitate, că eram tânără, voiam să fac ceva bun și a ținut să mă ajute și să-mi spună că undeva greșesc. Și din primul telefon, cred că am vorbit cu o oră cu ea la telefon atunci, am rezonat foarte mult și a fost așa o chimie între noi, simțeam că mă știu cu ea de viață și împărțeam așa aceleași pasiuni. Iar la 2 ani acum este ca a doua mea mamă și prietena mea cea mai bună. Întâmplarea aceasta mi-aduce aminte de vorba unui mentor de-al meu care spunea cam așa, orice ți se întâmplă, este înspre binele tău. Și da, am făcut foarte multe greșeli, am eșuat de foarte multe ori. Aveam doar 20 de ani când am angajat prima persoană care avea vârsta dublă față de mine. Și ce să vezi, eu la început de business începeam să încasez, mă credeam poate ușor arogantă, aveam senzația că angajații trebuie să fie perfecți și că dacă greșesc o dată, a doua oară, n-au voie să mai greșească. Și un bun prieten al meu îmi spune de pe atunci, vezi că
Postez cam des anunțul că angajăm și că undeva este o problemă. Și eu îi spun că nu, vezi, Doamne, ăștia sunt oameni, acum eu n-am ce să fac, nu vezi că ei greșesc, nu-i vina mea. Dar când eram în plin sezon și eu vedeam că nu am suficienți oameni, mi-am adus aminte de vorbele lui, mi-am dat seama că am greșit și atunci am luat telefon, i-am scris unui fost angajat, i-am spus că îmi pare rău, mi-am recunoscut vina și l-am chemat înapoi la noi. Feedback-urile pozitive mă ajută enorm să trec mai departe și să depășesc orice încercare, pentru că sunt multe într-un business. Mi-amintesc și acum, făcusem un candy bar în București și la 2 ore după începerea anunții primesc un mesaj de la mireasă. Deja m-am panicat, am zis, stai să vezi că o belea ceva. Am mers cu platourile până acolo, vă dați seama, creme și toate prăjiturile carate de aici, am zis, o fi o problemă. Și îmi scrie și ține să mulțumească pentru candy barul minunat pe care l-am făcut și că toți invitații au venit la ea să o felicite pentru alegerea făcută. Aceste momente pe mine mă încarcă extraordinar de mult și îmi validează toată munca și tot efortul meu pe care îl depun în afacerea asta, mai ales că deviza mea aici este calitatea primează. O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc, încet, bucățică cu bucățică. Eu sunt acea furnică care, alături de oameni care m-au călăuzit, a reușit să transform imposibilul în ceva tangibil. Prin disciplina, constanța, perseverența și munca pas cu pas, am reușit să transform visul fetiței în realitate. Eu sunt Andreea, continui să mut muntele meu, biscuite cu biscuite, prăjitură cu prăjitură. Aflați care e muntele vostru și începeți să-l mutați încet, bucățică cu bucățică. Vă mulțumesc!